Așa, să continuăm, măicuță, despre prea Sfințitul Hosu. Da. Ce vă mai spunea, ce diamante mai ieșea din gură când vă duceați în vizită la dânsul? De câte ori mergeam la prea Sfințitul Hosu, ne uitam unul la altul după ce îi sărutam mâna cu matanii și un moment de meditație. Parcă-l văd, închidea ochii, lăsa capul în jos, cât timp, un minut, două, trei, nu știu, ridica și zicea să dăm slavă lui Dumnezeu că iarăși ne putem vedea. Te-a văzut cineva când a intrat la mine? Nu prea simțit, îi răspundeam eu. Mare ești, Doamne! Mantea de vină se întinde și nu te poate vedea. Asta îmi dau aripi și nădejde că mă vedea cu Dumnezeu față către față curând. Cum prea simțit e curând? Da, curând. Pentru că ce rost are să mai supraviețuiesc? Îl ador cum nu-ți imaginezi. Cer în toate rugăciunile să mă contopesc în baia iubirii Lui. Spune, ai bucurie în lumea asta? Ți-a luat o mănăstire unde ți-ai îngropat copilăria și tinerița. Ce bucurie ai? La care răspundeam, am bucurie, te iubesc pe Dumnezeu, că nu mă supăr că m-a transformat din călugăriță într-o mereancă de rând. Am bucurie că Maica prea curată niciodată nu mă părăsește și din gelava, de câte ori fac rugăciunea dimineața, mi se deschide drumul de lumină pe care mi l-a dat socoteu al doilea mandat din partea lui Dumnezeu, pentru că eu când am auzit de desfințarea mănăstirii m-am revoltat foarte tare și am zis că, Doamne, ești un tată nedrept, ți-ai aruncat fiii pe care i-ai adunat în jurul tău și Dumnezeu a vrut să-mi dea al doilea mandat și să mă asigure că nu sunt pe drum greșit. Pentru că eu mă credeam prea sfințite că am fost înșelată de diavol și tot ce am făcut eu a fost pe o temelie diabolică. Și eu am fost înșelată și toate cele care s-au adunat în jurul meu au fost înșelate. Și prea simțită mă întreabă, și acum, cu adevărat, crezi că tot ce s-a întâmplat a fost cu voia lui Dumnezeu? Da, prea simțită, îi răspund eu, absolut cu voia lui Dumnezeu. Sau cu permisul lui Dumnezeu. Sau cu permisul lui Dumnezeu. Pentru că chiar Dumnezeu pentru că eu știu că am fost anunțată cu un an înainte de a ne ridica că se va transforma mănăstirea noastră în altceva. Și că noi vom zbura așa cum zboară niște uroi de albini. Zice, cred că asta o să te ție până la adânci bătrâneții, speranța că așa a fost voia lui Dumnezeu și că te simți oarecum trimeasă într-o ascultare, într-o misiune. Cu adevărat preasfințite, chiar așa mă simt. Și nu știu de ce, totuși, prin umbra tristeții, am și bucuria că acolo unde ne-am, așa cum ați spus, ne-am îngropat copilăria și tinerețea, nu numai a mea, și a tuturor celor 118 care s-au adunat în jurul meu. 318, da. Am bucuria că stau niște copii nevinovați. Da. Asta e foarte bine. Dar spune-mi, așa măcar din intuiție, ce gândești de Biserica Greco-Catolică? La care i-am răspuns, preasfințite stăpâne. Dar eu nu văd o biserică greco-catolică și alta romano-catolică și alta ortodoxă. Cum vezi, mă spune? Eu nu pot să mă refer
la ortodoxi și la catolici sau la greco-catolici. Că ei sunt mai buni sau ei sunt mai nu știu cum. Eu văd una prin faptul că Dumnezeu este unul. Dacă oamenii s-au certat între ei, dacă s-au făcut diverse, să zicem așa, teologii sau denumiri, s-au dat diverse denumiri, pe mine nu mă încurcă asta. Eu văd una, pentru că Dumnezeu una este. Și eu cred orbește că într-o zi una va fi aceste trei biserici care, în sfârșit, eu le văd trei, numai trei, poate mai sunt, cum sunt protestanți, calvini, știu cine, dar pe mine nu mă interesează decât acolo unii să pomenește numele prea curate. Oar știu, din câte am aflat de la Părintele Ioan. Și Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie. Și de cât am aflat de la Părintele Ioan că la catolici i s-a făcut prea curate dogmă. Așa de mult o iubește. Protestanții nu o cunosc. O respectă, dar nu o iubesc cum o iubesc catolicii. Da. Așa. Noi, adevărat, mai, când zici Doamne Maica Domnului, nu zici și Dumnezeule. Da. Doamne Maica Domnului, împreună cu Doamne Maica Domnului. Da? Doamne Maica Domnului, ajută-mi sau apără-mă sau nu știu. Da. Și atunci Preasfințitul îmi spune, Veronica, să știi că tu îmi dai o bucurie pe care nimeni nu mi-a dat-o. Cât am stat în pușcărie, vedeam preoți ortodoxi, greco-catolici, separându-se, unii făceau slujbă în felul lor, unii fiecare în felul lui. Și asta așa de mult mă durea, că doar la același Dumnezeu se rugau și și alții. Dar să zic că tu vezi că într-o bună zi aceste trei biserici pe care tu le vezi cele mai adevărate, având în mijloc pe preacurata, într-o bună zi va fi una, da, preasfințite. Îi răspund, da. Eu cred ce spui tu. Eu am impresia că tu în momentul ăsta ești inspirată, pentru că eu m-am rugat când te-am văzut pe geam că vii spre ușa mea. Că ceea ce te voi întreba eu, să-mi răspundă Dumnezeu prin tine. Dar faptul că sunt prigoniți greco-catolici, ce părere ai? La care i-am răspuns, preasfințite, și când s-a desfințat mănăstirile catolice din Galați, Notre-Dame, Vision, din Brăila, Santa Maria, eu așa de mult am plâns și mereu spuneam, Doamne, noi suntem iarbă, nu dai coasa spre noi, că suntem iarbă. Ai dat coasa să se cosească numai recolta coaptă. Așa ai zis. Cum zice? Ce-ai văzut în asta? Da, preasfințite. Eu în desfințarea acestor mănăstiri catolice din Galați și Brăila, unde aveam prietene călugărițe, am socotit că Dumnezeu a găsit recolta coaptă și a trimis cosașe să-și adune recolta. Fantastic! Și asta îmi dă aripi. Și răspunsul ăsta. Nu mai știu. Eu nu mai știu ce să mai zic. Doamne, zice, mi-ai răspuns mai mult decât m-am așteptat. Dar ce zici tu? Cât am să mai supraviețuiesc eu? Asta eu nu mai știu. Pentru că dăm o veție în mâna lui Dumnezeu. Și preasfințite, de-ar fi viața noastră de 100 de ani, de-ar fi numai de 50 de ani, totul îi s-o trăim în Dumnezeu. Dar cam când a fost asta? Câți ani înainte de a muri preasfințitul Hosu? Păi eu m-am dus până în preajma a muri el. Eu am plecat. Dar când te-a întrebat cât voi mai supraviețui, nu ți-aduce aminte cam ce an era? Nici într-un caz n-a supraviețuit mai mult de vreo 5-6 luni. Așa. Mă pregăteam să plec la preasfințitul Hosu cu ceea ce știam eu că trebuie să-i duc.
Nu-i cazul să spun. Nu? Da, da. Așa. Dar dau telefon ocupat la, la doamna Hosu. Că domnul Hosu deja nu prea era bine și mergea un fostul lui șofer. Da, 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 așa. Și dau telefon și-l ocupat. Atunci mai stau. Dar o era ocupat pentru că doamna Hosu îmi dădea mie telefon. Aha, aha. Și mai stai eu vreo câteva minute și ia, sună telefonul la mine și ridic și zice, erai ocupat, zice, eu te căutam, zice, și eu vă căutam pe dumneavoastră. Da, da. Zice, da, pentru că trebuia să mergem cu tare loc. Da. Zice, uite, te rog foarte mult, nu pleci din casă. Da. Că te duci unde ai fost. Așa. Adică la pușcărie. Prin o sursă foarte apropiată, care a fost acum, ne-a trimis preasfințitul vorbă. De urgență anunță pe Veronica să stea în casă, să nu mai vină la mine, pentru că eu sunt foarte, foarte urmărit. Spune să roage pentru mine să nu mai trăiesc mai mult de 5-6 luni. În aceste luni vreau să îmi amintesc tot trecutul meu și să rog pe Dumnezeu să mă primească în sânul lui Avram. Și eu o întreb pe doamna Hosu, bine, dar toate astea cum vi le-a trimis? Scrisi? Da. Dacă vrei, vino la noi și ai să iei scrisoarea, să o citești. Și a trimis-o până cine? Nu se spunea persoana. Nici de mine nu vorbea la nimeni, da, nici da, da. Mie da. Nu spunea. Nu și spunea. N-aveam interes. Dar cum a ajuns el să înțeleagă că matale... Știa, preasfințitul știa la cât timp merg eu la dânsul. Da. Și știa că în ziua respectivă da. Eu am să merg la... Știu. La și cum știa că în clipa aia o să fii văzută sau cum că ți-a dat? Păi cum dacă dânsul primise interdicții foarte severă? Ca să nu mai mergi mata sau în general să nu fie vizitat? Nu, nimeni. Nu. Că a fost persoana care a venit de acolo da. Și prin care a trimis câteva rânduri cele ce v-am spus eu, da. Doar a trecut ca prin urechile acului, știți? De n-a fost prins, a trecut prin spate, a ieșit prin bucătărie, a ieșit prin spate, când de acum a intrat prin față. Securiști. Civili. Securitatea, sigur, că cine putea să intre decât securitatea. Dar mie mi-e frică să-și rău pomenesc. Da, Așa. Ai și prin spate persoana aia da. Și zice, du-te să nu cumva, nu vreau Veronica să mai intre în pușcărie. Nu da. Vreau, deja a avut hepatită în pușcărie, nu vreau și nu vreau. Și așa eu m-am aflat de la doamna Hosu că nu trebuie să mai merg. Zice, fac cu medicamentele. Zice, caută pe cineva bolnav și le dai. Da. Le dai. Da. Pentru că e tot în binele lui preasfințitul. Dar de ce a zis preasfințitul că el nu vrea să mai supraviețească decât 5 sau 6 luni? Zice, asta nu mai știu. Deci asta după ce avuseseți conversația despre biserică, despre... După. Dar cum s-a terminat conversația aia după ce ați spus că totul e în mâna lui Dumnezeu și viața lui? Nu v-a mai întrebat nimic atunci decât atâta? M-a întrebat doar atât. Mai cred eu în bunătatea lui Dumnezeu? De asta nu mai știu când mă întreb. Da. Nu știu dacă atunci da, sau în altă, nu are importanță. Astăzi nu mai are importanță. Da, important ce a spus el, da. Dar știu că odată m-a întrebat dacă mai cred eu că în bunătatea lui Dumnezeu ne vom mai aduna toate în grădina Maicii Domnului de la Vladimirești. La care i-am răspuns așa. Preasfințite, cum n-am știut când s-a dat poruncă să se facă mănăstirii, doar am fost atrasă să mă duc să mă rog. Tot așa n-am să știu nici când va veni un ordin că să ne ducem acolo. Dacă, bineînțeles, bunul Dumnezeu va crede că mai merităm să ne mai ducem următoarele zile până la sfârșitul vieții sau ani. Așa, în acel loc preasfânt. Da. După mine este un loc sfânt, întrucât acolo s-a văzut atâta minuni, da. S-a auzit coruri, clopote trăgând și după mine este mult prea sfânt. Și nu odată sau de două ori s-a arătat prea curata și în mai multe rânduri.
Zice, cred că asta te va ține să supraviețuiești și să nu-ți dea nimeni vârsta care să o ai. Că supărările îmbătrânește. Zic, dar știți, prea sfințite, că eu nu țin la asta. Deci știu, dar îți spun așa, ca să te încurajez. Era bine spus când am discutat chestia asta. Pe urmă m-a mai întrebat, ce cred eu de Părintele Ioan? A greșit că a sfătuit oamenii să se împărtășească cât mai des? Și la care i-am răspuns, preasfințite, nu numai că n-a greșit, dar eu cred că a fost inspirat de Dumnezeu, întrucât eu din 44 o făceam. Înainte de a-și cunoaște. Da. Și atunci i-am povestit de preasfințitul Nicolae Popovici, da, cum mi-a dat binecuvântat, de Părintele Stahia. Da. Mie nu mi-ai spus de Părintele Stahia. Spune, da, acum acești. De Părintele Stahia Basarabeanu, pe care l-ați găsit. Da. Ah, cred că asta am vorbit. Da. Mi-e imprimat-o la... Da, cred că da. Da. Și zic că preasfințitul Suciu mi-a dat binecuvântarea și mi-a spus să nici o zi să nu trăiești. Să nu-ți treacă fără să ai pe Iisus Euharistic pe limbă. Deci el nu stă pe limbă, el se duce în inimă și în creier. Da. El te conduce. Preasfințite, nu vi s-a întâmplat niciodată, că pe mine mă întreba preasfințitul Suciu, nu ți s-a întâmplat să vorbești ceva și pe urmă să nu mai știi ce ai vorbit? La care zic că le-am răspuns că da, adevărat. Când am fost de vreo 16 ani, prima dată în București, m-a dus doamnele credincioase de la Biserica Zlatan, m-a dus la, după masă, într-o duminică, la arenele romane. Acolo s-a adunat lume, milioane. Una dintre doamne se duce la preasfințitul vicarul Patriarhiei, preasfințitul Veniamin Pocitan, și spune, am o fetiță din Moldova care zice, ne-a spus niște lucruri extraordinare. Vine la mine și îmi spune ce i-a spus preasfințitul. Dar eu mă gândeam, oricine am spus eu lor, lucruri extraordinare, că eu știu că nu le-am spus mare scopală, mai cu seamă că eram și copil, și cu două clase primare, și n-am citit în cărți, nu nimic. Ce le-am spus? Și o întreb pe doamna asta, Cazacu, Victoria Cazacu, doamna Cazacu, și aveți de gând să mă expuniți lumii ăștia? Păi aici sunt mii de oameni. Și da, și cred că sunt vreo 5.000 de persoane. Și ce să le spun? Și ne-ai spus nouă? Păi eu nu mai știu. Eu nu știu ce v-am spus. Și cum nu știi? Nu, zice, tar din gură. Eu te-mi face semn. Haide! Și mă ia de mână și mă duce. Asta îi spuneam, nu vrea să înțeleg. Da. Și mă duc în fața preasfințitului Veniamin și preasfințitul îi sărut mâna și preasfințitul spune, urcă-te pe masă, că ești mititică și lumea trebuie să te vadă. Aveai microfon sau cum vorbeai? La 5.000 de oameni? Nici nu ți-a dat seama, probabil. Da, era așa, cum se spune, un amfiteatru rotund. Da. Un amfiteatru rotund acolo la Arena Romană. Da. Afară era sau una? Afară, în aer liber. Da. Eu, și urcă-te, un scaun după scaun pe masă. Să te vadă lumea. Mă urmă, zic, Doamne, Maica Domnului, ce vorbesc cu la omenirea asta? Și tot privind lumea așa în dreapta și în stânga, rotindu-mi capul în toate părțile, am început să vorbesc. Tataiță-mă acum bucățică, dacă mai știu ce am vorbit. Am vorbit, mi-a spus toți 2 ore. Dar eu nu știu nimic ce am vorbit. Dar pe urmă, v-au povestit ce am vorbit, ce ați vorbit. Ce mi-a povestit, nu vine să cred că e din capul meu, că e de la mine, că eu nu știam de unde carte l-am citit, nu știam de unde sunt. Și în 2 cuvinte, ce ați vorbit, din ce v-a povestit? Atâta le-am spus. Cu știu, cu asta am început. Preasfințite stăpâne, iubiți frați și surori. Așa. Sunt fericită că bunul Dumnezeu, Măicuța Domnului și toți sfinții, care se bucură de vederea feței lui Dumnezeu,
m-a adus să cunosc capitala țării la vârsta de 16 ani. Și văd că m-a ridicat pe această masă să vă vorbesc. Deci, nu mai știu. Cu ce am început să vorbesc? Da. Că am început cu vedenii. Că cine am vorbit, nu știu, destul că a fost o aplaudare cu să mă fotografieze de ăștia Da, care da, să mă da, da, da. fotografez. Și ce au oamenii ăștia, zic, că-s bieți, ce au oamenii ăștia? Dar ce le-am făcut eu? Dar ce le-am spus eu? Că vorbesc înainte la Scaro Moldovanu, Da, sigur. vorbesc înainte preasfințitul Gafton, care era atunci preot Da, paroh da, la da. Biserica Sfânta Da, și Ecaterina. vorbea bine. Vorbis Oprișan, care, ce Da, frumos vorbea, da. și cât, și cât, și cât. Și la nimeni nu s-a năpustit și tu mai la mine Da, o copiliță de o țărancă, o așa. țărancă? Și ai spus asta al preasfințitului Hosu. Și am spus, îi spuneam preasfințitul Și ce Hosu, zicea toată, Hosu? preasfințitul râdea și ca mine, lasă-mă să-mi iau batistă, Da, da, și da. lasă-mă să-mi iau batistă în ter la Dar ai crămină. vorbit probabil de Sfânta Împărtășanie, de asta sau ceva, Nu știu, atunci. nu știu, nu știu, Pentru că nu asta a fost știu. întrebarea care ți-a făcut-o Nu preasfințitul știu. Hosu, dacă... Preasfințitul, și atunci și am spus, zic, și preasfințite, zic, eu cu Sfânta Împărtășanie, bietul părintele Ioan este adevărat, a fost pedepsit de sinod, de sinod, și dat în judecată la consistoriu că dă împărtășania cu ușurință Da. și că este metodă catolică și că părintele Ioan a venit din Ardeal, fiu de preot grec-catolic, de nepot de bunic Da. grec-catolic și așa mai încolo. Și zic că preasfințite, părintele Ioan adevărat are dragoste de împărtășania de asta, dar nu forțează pe nimeni, n-a forțat niciodată pe nimeni. Iar pe mine, eu zic, de frica rușilor, uite ce am făcut. Și am pus povestea cu Sfânta Împărtășanie. Da. Cum am văzut rușii că Da, a da, intrat în biserică și drept să spun, mi-a fost frică că ne va necinsti. Zic, mă duc să le opin sus Eucharistic și dacă El ne dă pe mâna lor, înseamnă că nu mai există putere. I s-a ridicat puterea sau noi merităm biciuirea lui și bătaia lui Dumnezeu. Preasfințitul atâta a râs și a zis, ei, uite, această copilărie îmi place mie. De asta zic eu că să vii cât mai des la mine, ca să mă întreții. Că de fiecare dată mi-aduce o noutate. Eu zic, părinte, dați povești. A, povești adevărate, zice. Povești adevărate și zice, numai unul care e copt poate să-și dea seama că nu frăția ta vorbește. Și altcineva vorbește care lei în fiecare zi, Iisus Euharistic. Apoi ține-te până la moarte și sfătuie și pe maici și surori și creștini, măcar o dată pe săptămână să ia duminica. Dar să preasfințitim. Bine că mi-ați spus asta, pentru creștini. Că maicile, surorile, ele mă ascultă pe mine toate, dacă le-ar spune, haideți cu mine în Dunăre să ne Da. înnecăm pentru România, să salvăm, toate ne ducem în Dunăre și ne înnecăm. Da. Dar zic că, da, dacă am ști că am salvat România. Da. Dar zic că la creștini nu pot să le spun asta. Că ei sunt, da, Da. oameni Normal, de da, viață, da. de, au copii legați de societate, nu știu. Cum să procedez? Simt cât eu învăț eu. Spune-le așa. În duminica asta mergi la biserica ta, din care faci parte. Spune că ai o supărare și vrei să te spovedești și te împărtășești. Așa să le spui Da. la cei cu care Da. ei contact. Da. Duminica viitoare se duc la altă biserică. Duminica cealaltă se duc la altă biserică. Duminica, până face luna. Deci, într-o lună s-a dus la patru Și biserici. poate să Și până se toate... întoarce Exact așa am făcut eu cel puțin 2 ani de zile la București. Nu mai am Așa am făcut. Hai de În fiecare duminică la altă fără să biserică le și spui păcăleam, mi-a venit în cap de la Dumnezeu că am zis cum să fac împărtășanie de asta. Păi da. Că la catolici nu mă puteam, nu-mi venise încă permisul, că preotul care m-a învățat pe mine Da. catolicismul a zis nu te împărtășesc până când am de la Vatican scrisoare că pot să o fac.
mai catolic decât papa era. Aulea. Și a scris și un an jumătate mai târziu i-a venit răspunsul. Și eu acum dacă am luat, trebuie să am aprobare de la Vatican? Nu, acum este, dar la vremea aia nu se știa dacă aprobările sunt. Acum e aprobare automată. Automată. Sigur. Eu n-am avut și n-am așteptat și în așteptarea aceea mă topeam și nu știam. Și atunci mă duceam la Sfântul Spiridon, la Sfântul Elefterie, la Sfânt Maica Domnului, eu la Domnița Bălașa, la Patriarhie, la Sfânta Caterina, pe urmă o luam de la cap la Crețulescu. Pe unde reușeam. Extraordinar. Așa am făcut. Și pe urmă așa am făcut și eu că m-am dus și am furat Sfânta Împărtășanie din altar de la Bistrița și m-am făcut singur. Cât popa dădea anafură, eu m-am băut și m-am dus. Dar singur, cum ai făcut mata? Suntem de o mamă făcută. Extraordinar. Ai, da. Sau parcă mi-ați fi copilul meu. Vai de mine și de mine. Așa. Vai de mine și de mine. Și așa mi-ați spus la creștin. Da, eu și azi îmi spun așa. Ce v-a mai spus Preasfințitul Hosu? Odată era, nu știu de, pentru care motiv, era trist. Și eu spun, Preasfințit, da, de ce sunteți trist? Cum să nu fiu trist? Când mă uit pe geam și nu pot să ies să mă plin pe-n curte. Să știi ce, vă dor picioarele? Nu. Să uit pe la mine, parcă aș fi un lepros. Cine vrea simțite? Vețuitorii din mănăstire. Starețul, preoți, diaconi, călugări, frați. Parcă aș fi un lepros și nu s-a apropiat de mine. Dar zic, preasfințite, știți de ce nu se apropie? De ce? Poate o fi ei leproși. Cum îți vine era asta? Altfel nu-mi explic. Eu am auzit că leprozeria stă păzită de armată. Și probabil că îngerii, oar pe Sfinția voastră vă ferește să nu vă apropiați de ei, oar pe ei îi îndepărtează să nu se apropie de Preasfinția voastră. Pentru că altfel nu-mi explică un om care așa crede în Dumnezeu și care iubește, că degeaba crezi pe Dumnezeu care nu-l vezi și nu iubești pe aproapele care îl vezi și mai cu seama care e în suferință. Cum sunteți Preasfinția voastră, adică nu sunteți în suferință, dar oricum sunteți ca într-un azil, ca prizonier. E prizonier. Ca prizonier. Da. Ce mai? De moment ce sunteți, n-aveți voie să vă duceți nicăieri, le-a fi fost frică de securitate la ăsta. Așa a spus. Și săracii de ei. Și eu îi compătimesc, pentru că lor le-i frică de securitate. Dar securitatea nu-i permanentă aici. Și ar putea totuși măcar noaptea să venim, să ne schimbăm câteva cuvinte. La care îi spun preasfințite, dar n-ați trecut prin anchetă, dar n-ați văzut mulți în haine lungi că a fost mai tiran decât cei din securitate? Eu am văzut preasfințite. În noaptea răsirii noastre a fost poate la 600 de preuți îmbrăcați în salopete. Nu știu câți am înumărat eu, părinte cu tare, și fugea când auza numele îmbrăcat în salopetă. Că pe mine, zic, până mi-a adunat maicile din comitet, m-a ținut legată de mâini la spate și mi-a scos chipul în călușul din gură și m-a ținut lângă dubă până ea mi-a adunat maicile. Și l-a adus pe părintele Ioan. Și am cunoscut o mulțime de preoți. Dar nu i-am acuzat. Am zis că ia. Dar ce făceau ei preoții acolo? Ce se întâmplă? Asta m-a bucurat în oarecare măsură. Că i-a luat ca să intre în caz că noi intrăm toate în biserică, da, cu preoți, să intre preoții să ne scoată. Aha. Așa eu mi-o zic. Da. Eu mi-o zic că n-avea niciun rost să aducă preoți. Că erau și femei foarte multe cu carabini în mână. Că ei au avut impresia că noi avem arme. Nu, crede acum să aibă impresia. Asta e acuzația care au dat-o la toți nevinovații, ca arme, ca să aibă un motiv tâmpit, dar cred că nimeni n-a crezut în asta. Da. Imposibil, așa. Ei, și am spus, preasfințite, eu v-aș ruga să vă liniștiți și să aveți răbdare, pentru că, să știți, că și dintre personalul mănăstirii sunt care toarnă. Noi am fost, cum știți, 318. Și în anchetă, știți ce mi-a spus?
Dacă erai ca Silion Dumitra, n-ajungeai aici. Dacă erai ca Roșca Luciana, n-ajungeai aici. Dacă erai ca Iene Tiberiada, n-ajungeai aici. Și ce a vrut să spune cu asta? Doamne preasfințite stăpâne, cum dar nu vă imaginați? Ce eu nu pot să înțeleg. Ce a vrut să-ți spună? Probabil că le-a folosit. Le întreba diverse și el îi spunea în prostia lor și când nu trebuie. Dar n-au fost totuși informatoare, au fi Dar fost n-a de fost groază. De groază au spus nu, tot. în În mănăstire. mănăstire, În da. mănăstire, poate ele nici nu știa cu cine Sigur. stă de vorbă. Ca Sigur. dovadă că, și odată i-am povestit preasfințite, acum vine partea hazului. Da. Zic, preasfințite, odată eu vin de la oraș cu altă maică cu cumpărături. Las cumpărăturile și vreau mă dezbrac. Vine maica economa care e cu administrația mănăstirii și zice, maicuță, am căpătat un om la stână, la de oi, A, da, am căpătat un om. Mi-ai spus o Așa, chestie v-am acum. spus. Da. Nu mai spun. Nu știu dacă am imprimat-o, dar în orice Na, caz mi-ai nu, nu am spus. imprimat. Da, așa. Am căpătat un om de minuni. Nu-i nici prea bătrân ca să nu poată face treabă, nu-i nici prea tânăr ca să ne interzică să-l ținem la stână. Și zice, sunt foarte încântată că nu, ia, nu vrea bani. S-a simțit eu când am auzit că nu vrea bani. În fața mea a apărut un semn de întrebare. Cum nu vrea bani un om care totuși începe care o familie? Și i-am răspuns, uite, Maica Fevronie, așteaptă că mă dezbrac și merg cu simția ta să-l văd. M-am dus și era un om puțin mai înalt ca mine. N-avea 40 de ani, după părerea mea. Și avea o haină lungă până deasupra genunchiului, așa, și pantaloni cam largi. În fine, nu mi s-a părut mie ceva în ordine. La care eu îi spun, dumneata, ești venit să faci binevol un serviciu la noi? Da, și pentru Dumnezeu și mântuirea mea, el îmi răspunde. Preasfințită era numai o ureche. Și ce-ai făcut? Zice, ce am făcut? I-am spus, hai în birou la mine că să discutăm amândoi unele treburi. Cum să te porți cu maicile, cum să fii cu ciobanii care îi mai avem. Da. Și zic, l-am luat preasfințit în birou. Ei, și cum l-am luat în birou, primul lucru, am închis ușa și l-am desfăcut la haină. I-am desfăcut nasturii. Și cum l-ai dezbrăcat? Am dezbrăcat de haina care era pusă peste haina lui. Că eu am văzut că e haină, că e haină împrumutată, că era largă, era mare, era de la un om voinic. Și ce-ai făcut? Ce-am făcut? L-am lăsat în haina lui. Care e haina lui? Haina lui preasfințite de securist, militară. Dar și era așa prost să fie îmbrăcat așa. Putea să fie îmbrăcat cioban. Preasfințitul pune mâinile la obraj și spune, zice, când vrea Dumnezeu să preamărească, le ia Mia mințile, mințile. le ia mințile. Nu putură prostul să-și lese tunica la cel care a împrumutat haina. Era frig? De preasfințite, era cam racoare, era frigușor. Când noi încă nu pornisem cu oile la pășuni, la Da. câmp. Să le ducem unde o duceam noi. Aveam Da. încă miei mici și zic, era frig și-o fi zis că să le fie frig, știu eu. Ba, nu, maicuță, zici. Ia, lua Dumnezeu mințele Ne-a și primit. iar începe să râde. Și până la urmă ce ai făcut? Ce am făcut? El, săracul, a început să dârdăie, parcă era bolnav de friguri, și să-mi spună, ce mă fac? M-ați nenorocit. Dar la care răspund, ba deloc. Mai loc. Dumneata, dacă vrei să îmbraci haibaraca asta de haină, n-ai decât poți să o îmbraci. Dacă nu o iei pe mână, și te duci de la noi. Dar până ies din mănăstire, el spune, până ies din mănăstire să mă îmbrac, totuși să mă vadă maicile că eu ies cum am venit. Da, îmbracul. Da, dar ce spun la și femei, la tecuci, că țineam atunci tecuci, Ce te era județ. împiedică, Și atunci eu am să zic, măi, frate, mă, de unde ești deloc?
și din Nicorești. De la vin. A, din Nicorești ești. Spune sincer, pentru cine ai venit? Și pentru Ordache Maria, secretara mea. Mihaela. Vroia, zic, uite ce, dacă nu-mi spui tot ce trebuia să notezi pentru ea, apoi află că eu mă duc la tecut și spun prostia care ai făcut-o. Adică că ai venit cu tunica pe dumneata, că ai venit cu o haină care se vedea că roposatul e mult, că a fost mult mai voinic, că ai venit nu știu ce. Nu, vă rog, vă rog, vă spun tot. Dar cu singur condiție să nu mă spuneți la șefii mei la tecușa. Tot nu m-aș fi dus. Da, bineînțeles. Să mă nenorocesc cu un om. Și ce ai spus? Dar de ce să nu? De ce să stea acolo și să facă rău la lume? Așa. Să-l trimită la... Și zic, uite ce mai e omul Dumnezeu. Dacă totuși faci servicii la securitate, caută și te distupă-te la cap. Cum securitatea adună proști? Lasă, frate, ce s-a spus? 5 octombrie 1987. Măicuță, atunci spuneți tot ceea ce credeți că este bine de spus, așa despre Petrache Lupu. Da. Poți să încep? Da. Pentru că la noi în sat, chiar în satele vecine, lumea era foarte nedumerită. Unii spuneau că poate sunt bolnavă, alții spuneau că sunt învățată de preoți. Mă rog, nici eu nu știam ce să cred de mine. Mergând la adunările Oasei Domnului, acolo am întâlnit pe un colonel care ținea predică în biserică și... mi-am zis, acesta e omul care ar putea să mă ducă la Petrache Lupu, că auzisem de el, că e mare profet, a văzut pe Dumnezeu îmbrăcat în... El spune că era îmbrăcat în cojoc, pentru că el așa și-a închipuit, fiind cioban, viața lui de cioban, și-a închipuit că haina care era, dar eu sunt sigur că haina lui, care a văzut el, era de mătasă, de ceva divin. În fine, și am zis, numai el poate să-mi spună ce-i cu mine. Nu mai știam să mai cred în mine, nu mai știam. Deși multe lucruri mi s-au întâmplat, dar totuși le refuzam să le spun și multă vreme eu n-am spus nimic la nimeni, multă vreme. Da. Când s-a hotărât colonelul să meargă cu mine și încă cu 3 persoane, am plecat, ne-am făcut o noapte pe drum. Am ajuns în Naglavit, aproape de poarta de casa lui, el ne aștepta la poartă și ne-a invitat în cameră, în sfârșit, după ce a spus fiecăruia câte ceva, care toate s-au împlinit, s-a uitat la mine și pune mâinile așa la obraș, și amândoi, și zice, fato, prin câte ai să mai treci. Zic, ce-o febră să spui cu asta? Zice, ai să fii o păstoriță mare, ai să ai o turmă mare de oi, ai să mergi pe un drum lung și ai să te urci pe un deal înalt. Și când te-ai vedea tăma sus de tot, ai să te îmbolnăvești, ai să zași câțiva ani și după aceea ai să te scoli și ai să pleci. Ei, Veto, adă-l oamenește ceva de mâncare. Bine ar fi să faci o găină, dar mai bine hai să mergem la mănăstire, la stână. Și plecăm la stână, unde a avut el prima descoperire. Acolo m-a dat pe mâna părintelui duhovnic, Mina Protan, să mă spovedească. Părintele mă întreabă, de ce ai venit tu, fata, aici? Ce ai venit să-ți spui? Ce, tu crezi că ăsta e sfânt? Am răspuns, nu știu dacă e sfânt, dar alesul lui Dumnezeu știu că este, pentru că toată lumea vorbește ca a vorbit cu Dumnezeu.
El vine la mine și mă ia, mi-e mână și spune, vină cu aici cu mine. Păi nu mă fi ducând. Mă duce lângă un pat pe care stătea o fată, spunea că are 24 de ani. De o frumusețe rară. Spunea că este din Iugoslavia. Că de la vârsta de 4 ani au logit, mă rog, destul că era, nu se putea mișca. Dar de dezvoltat, era dezvoltată. Și îmi spune mie, ce zici, fată? Facem noi fata asta bine? Eu îi spun, eu nu am darul vindecărilor. Nu știu, eu n-am făcut nicio minune de care îmi propuneți. Zice, la tine o să vindece sufletele. Asta spunea mereu Petrache. A, Petrache, nu poți să asta. La tine o să vindece sufletele oamenilor. Da. Aici se vindecă trupul. Ce-o fi vrut să spui cu asta? Am zis eu. Dar Părinte Clement îmi spune, dacă asta e sfânt, eu sunt papă. În sfârșit. Și pe urmă ce v-a spus de hainele bisericești, de hainele care le aveați cu dumneavoastră de maică? Eu aveam o rochiță neagră, că ziceam că vreau să mă duc, că să-mi fac noviciatul la o mănăstire, să stau la o mănăstire. Nu știam încă că am să fac mănăstirea. Da. Și el îmi spune, după ce am ieșit de la preot, după ce... am uitat să vă spun, am intrat în biserică și a făcut semn să aducă patul cu fata în biserică. Uh-huh. Se așează în fața Sfântului Altar și cu cuvinte foarte, foarte simple, începe și spune, Tată, fiți milă de fata asta, nu te uita la păcatele părinților ei, scoală după pat, dă-i, Tată, sănătate, fă-o bine, Tată. Te rog, dar cuvinte simple, așa de zi. Dar luna toată plângea în hocotel și eu plângeam. Cred. Și să se ridică din genunchi, mai ia de mână și vină încoace. Petrache. Da. Și mai lângă pat. Dar patul înainte, cât cine vi-l arătase? Tot Petrache sau duhovnicul? Nu. Duhovnicul atâta v-a spus că ăsta nu e... Ce ai venit aici? Pentru ce ai venit aici? Dar nu credeam Petrache? Nu credea. Și atunci de ce stătea acolo? După bani. Pe banii scântăreau acolo. Asta să vedeți. Când am ieșit din biserică, așa, când ne-a ridicat din genunchi... Sau l-a trimis episcopia să spioneze acolo? Nu, pe atunci nu era spregonaj. Și, dar vă spun imediat. Când ne-a ridicat în genunchi și m-a apucat de mână și m-a dus la patul fetei, atât a spus. Scoală! Și am tins mâna și fata a ridicat mâna și el a apucat-o de mână și a dat-o jos de-n pas și el a dat-o părinților sănătoasă. Asta e ceea ce am văzut eu. Când ieșim din biserică, văd vreo 5-6 domni foarte bine îmbrăcați, foarte, foarte bine îmbrăcați, cu mașini. Și el îmi spune, fato, uite acolo ce faci. Era un fel de țarc. Într-un loc s-arunca numai bani hârtii, într-un loc s-arunca numai bani monede, în alt loc s-arunca bijuterii. Da. Și ăștia burtoși, ăștia grași, ăștia vineau și le puneau la saci. Așa. Și le cântăreau și făceau tipurile un proces verbal, că vezi, Doamne, atâtea bijuterii s-a găsit kilogrami la kilogram, atâția bani hârtii la kilogram, atâția bani monede la kilogram. Păi, după aia vine hoț și zice la bancă. Știu de unde era, că era de la bancă, că era de la financiar. Și ce făceau cu banii? Îi puneam, dar așa s-au făcut totdeauna, mi-a spus Petrache. Și să vedeți. Luau banii și fugeau cu ei. Nu fugeau, făcea proces verbal, în regulă, lăsa, că era totuși, era acolo cineva care ținea evidența, dar tot de-a lor, de la bancă. Și credeți că își muiau degetele? Oho, destui. Și el îmi spune, vezi, fată, eu nu pui mâna nici pe un leu, uite cum îi cântărește. Și biserica se stă numai cum o vezi tu, biserica era numai ridicată în fier, așa, știți că să... Așa a rămas. Spunea părinții care a fost în vară că adevărat și acum e
E ce să mai vorbim? Mi-a aproape, zice că e rămată din fiare, din Da. rupte, din mă rog. Și vin ăia, că a văzut că Petrache vorbea și se uita spre ei și vin și spune: Sfinte Petrache, de la noi să până la tine nimeni n-a mai fost sfânt. Tu ești al doilea după Moise. Dar pe mine m-a apucat o furie, era și colonelul de față, erau toți, și părintele și maica, și doamna Cazacu. Și m-a apucat o furie de la Dumnezeu pe semne și îi spun: să nu crezi, să nu crezi că ești al doilea sfânt după prorocul Moise. Sunt atâția sfinți de la Moise până azi și care nu știm noi. Să nu crezi. Ce credeți că l-am supărat? Pe Petrache a zis: dar de ce ești contra lor? Păi zic, da-ți place cum faci? Nu mi-a spus că, uite, că totdeauna e așa? Da, și ca să vezi că eu nu pui mâna pe bani. Sfinții a spus, nu, tu ai să faci o mănăstire. Dar mimoșul nu mi-a spus să fac mănăstire. Și eu nu pui mâna pe bani. Dar eu zic, ce vrea să spui asta cu mănăstirea? În fine. Zice, dă geamă, dă, scoate din servieta aia, scoate haina care o ai acolo. Scot haina, mi-o binecuvintează și după aia spune: mimoșul nu mi-a spus să mă fac călugăr, nici să fac mănăstire, a doua oară. Mm-hmm. Însă tu, da, ai spus că, da. Însă tu să te faci, cum așa v-a spus, nu? Nu. Mie mi-a spus că am să fiu o păstoriță mare și că am să am o turmă și că am să merg pe un drum și da. Am să mă îmbolnăvesc. Tu da. mai târziu, foarte târziu, când eram eu în Jilava, stând așa odată, parcă mi s-a deschis o carte pe care am putut să o citesc și am spus: măi, ce-a vrut Petrache Lupu să spui? Că mă fac păstoriță, când și eu am crezut că mă fac ca să mă căsătoresc cu un cioban și ca să aibă oi multe și ca să urc pe un munte și probabil cu o să ne îmbolnăvim, unul din noi o să murim. Și zic, eu am crezut că am să vând oile, că am să mă duc la o mănăstire cu bani mulți, să fac acolo ceva. Și când acolo zic, ce oar nu cumva turma de oi a fost turma de maici și sorori? Oar nu cumva urcarea pe deal a fost ridicarea noastră așa glorioasă din punct de vedere spiritual? Oar nu cumva zăcerea mea este pușcăria? Asta-i. Și am, parcă am citit și am înțeles. Da. Și bineînțeles, pentru mine el a rămas un mare profet. Un mare profet. Dar el se supărase atunci pentru că nu le dă dreptate. Că de ce eu sunt contra lor și nu spun că el e de la Moise, el e de la Moise până la el n-a mai fost niciun sfânt. Și atunci eu am început să număr. Ar fi vrut? E cam plăcea. Ei, ce vrei, omul e om. Tot omul e om. Și el e nevinovat. Da. Eu credea tot ce spunea, credea că aia sunt alți Dumnezei, știți? Aha. E un om nevinovat, om, da. Ce să mai vorbim? Dar nu s-a îmbogățit săracul deloc, n-a făcut nimic. Nu. El are casa lui, mă rog, stă acolo, acum stă cu mătur și nu știu cu cine. Spunea că a fost niște părinți. Dar de ce l-au luat pe el? De ce l-au luat? Unde? Comuniștii? Nu. Răspăr? Nu l-a luat. Zice că ar fi venit de la județ. Da. Acum eu spun ce am auzit de la alții. Da. Și l-a întrebat: de ce te-ai dus cu Antonescu, da, pe front să încurajeze armatele să lupte și nu știu ce? Și el le-a răspuns și păi el era șeful statului, trebuia să asculte. Și dacă voi acum veniți și mă luați, că sunteți la putere voi, eu trebuie să ascult și merg unde mă duceți. Și n-am făcut, eu n-am încurajat că eu le-au, și stai, zice, că ce, eu i-am spus lui Mareșalul Antonescu că pierde războiul și nu m-a crezut. Deci i-a spus, da? Și chiar când a venit la mine domnul Lungulescu, Iorgo Lungulescu, ziarist, el era mare ziarist la Universul. Da. Printre altele, cred că era pe la sfârșitul lui 42, pentru că începuse cumva să se clatine
Da. Puțin, puțin așa să se clatine, nu mai vreau să mai lupte ai noștri. Ei, mă rog, căzuse prea mulți pe front. Și atunci am aflat de la ea, printre altele, mi-a spus, zice, hei, Petrache totuși este un sfânt. Ce zici, Veronica? Zic, eu am zis de prima dată că n-am zis că e sfânt, pentru că sfințenia se află după moarte. Da, da, da. Dar profet este, prorocește adevărul. Da. Uite, mie, zic, mi-a spus niște lucruri pe care eu încă n-am reușit să le descifrez. N-am reușit. N-a fost curios să le afle. În schimb, mi-a spus, zice, ei, ia că l-a dus mareșalul, cam pe atunci îl dusese de curând. L-a dus mareșalul Antonescu, zice, pe front să încurajeze armata și el s-a dus, le-a spus, dar i-a spus lui, totuși. Da. Zice, eu merg, dar să știi, zice, că voi pierdeți războiul. Pierdeți. Și cum îl pierdem? Nu se poate. Zice, pierdeți și rușe, vin încoace, vin. Și o să treacă de țara noastră. O să treacă de țara noastră. Da? Și atunci am întrebat pe domnul Lungulescu, zic, da, dumneavoastră, de câte ori ați fost la Maglavit? Extraordinar. Zice, eu am fost de mai multe ori, dar m-am dus numai cu persoane trimis de patriarhie, de veniți străini care mă cunoștea de pe ziare și mă ruga să-mi însoțesc. Dar zice, Veronica, hai acum să spun, zice, ce n-am spus la mult, decât mai la câteva persoane, nu știe multă lume. Și îmi spune, mă cheamă patriarhul Nicodim și îmi spune, domnul Lungulescu, dumneavoastră sunteți foarte credincios, ziarii sunteți, limba străină știți, uite, am aici unul care vorbește franțuzește. Și mi-a spus să-i dau un om, dau un om de onoare, să meargă la Maglavit să-l însoțească. Și l-am gândit la dumneata. Și zice, nu, dacă patriarhul a spus, trebuia să mă duc. Și m-am dus. Am, până la Maglavit, am discutat tot felul, multe și de toate. Am ajuns la Maglavit, Petrache, să știi că nu stă afară pentru oricine să aștepte. Numai pentru persoanele care crede, pentru care primește probabil inspirații de la Dumnezeu ca să iasă înaintea lor. Dar el acum mai primește, mai are voie să primească? Și anul ăsta a fost. Anul ăsta a fost starețul de la Mănăstirea Turnu, cu toți din mănăstire. A cumpărat aro, mașina aro, am umplut-o cu toți călugării, că sunt 9-10, nu știu cât sunt. 8-9-10, nu știu cât sunt. Și s-a dus la el. Și a plecat la el. Da. Și cum e? Stătea la poartă. Zice că e moșneagă. Un moșneag bătrân. Și zice cum ne-a văzut, a venit la noi și ne-a mângâiat. Și zice, știți că noi suntem fie, lui Maica Veronica de la Vladimirești, toți ne-am dus la mănăstire prin Vladimirești. Și nu trebuie să-mi spuneți că știu. Dar de dânsa știți, știu tot. Nu trebuie să-mi spuneți. Și voi, zice, nu trebuie să mă întrebați pe mine, că doar voi o cunoașteți destul de bine. Acum ne întoarcem la străinul care a plecat pe ziaristul. Dar el a avut voie ca să primească în cursul acestor 30-40 de ani? Ei, nu i-au făcut greutăți? Nu știu, asta nu mai știu. Da, eu fi afug, eu fi făcut. Nu, eu nu m-am interesat, eu că asta m-am avut în cine. Pe mine m-a bucurat faptul că trăiește la ora actuală. Vai, ce mă doare sufletul că eu n-am fost. Ei, vai, și spune de străin. Da. I-a băgat în camera lui. Unii primea el, așa, pe cine credea, și zice, îi spune soție. Deci așteptat afară. Așteptat la poartă, în stradă, în uliță, cum se duce la sa. Veto, prinde găina cea mai grasă, să facem un prânz bun, că avem cap încoronat la masă. Lungulescu, ți-i vin rău. Se uită la asta speriat la străin. Da. Străinul, ce, întreabă, ce spune? Eu, Lungulescu, mutisă. Da. Zice, străinul, iar îi pune întrebare, mai întreabă-l, ce zice de mine, mai întreabă-l. Și atunci iar îi pune întrebarea, cum vezi că e cap încoronat? Frate Petrache,
cu lui cea sfânt sau... Da, da, sigur, da. Normal. Frate Petrache, cum vezi că acest străin este cap încoronat? Păi da, el este de viță împărătească. Și norocul lui că l-a salvat la timp aghiotatului și nu l-a omorât cum a omorât pe toți ceilalți. Ce vrei să spui de asta? Păi ce vreau să spun? Că a plecat din iad, că l-a salvat din cea mai neagră mocivlă și trăiește. Dar lămurește-mă despre ce e vorba. Cum? Păi zice, la 12 ani l-a salvat de cea aghiotantului. Cel care îl îmbrăca și care se plimba cu el. Și atunci îi spune, zice, Lugulescu străinului, uite ce spune Petrache, uite așa, uite așa, îi spune tot ce îi spusese. Și da, am fost salvat de aghiotantul meu, am plecat cu ce s-a putut, luam mâini, ca să fim salvați. Ne-am îmbrăcat țărănești și am trecut. Dar unde stați? În Franța? Zice, stau pe unde pot. În Franța, în Anglia, în America. Stau la cunoștințe, la prieteni, la cei care au mai putut să salveze la timp. Dar sunt foarte bătrâni din ei, unii. Dar eu îl întreb, da, ce vârstă avea ăsta? Zice, nici într-un caz n-avea decât vreo 45 de ani, așa. 45 de ani să fie avut. Acum are mai mult. Da. Și zice, știi ce a mai spus Petrache lui pe Veronica? Ce a mai spus? A zis, ascultă, tu nu mori până n-ai vedea țara ta salvată, a zis un termen, domnule, salvată și încreștinată ca înainte. Tu nu mori. Și ăsta a dat seama, zice, doar numai la picioare nu-i acăst. Dar numai la picioare nu-i acăst. Dar nu i-a spus că el va deveni. Dar nu i-a spus. Vei, atâta, că nu mori până nu-ți vei vedea țara salvată cum era înainte. Cum era înainte. Da. Dar că și-o va vedea împărăție? Nu, sau că el va fi împărat? Sau nici vorba n-a fost. Doar atât a descoperit că este sânge împărătesc, că este sânge, da. Mă rog, pur, cum s-ar spune. Da, dar nu cumva a spus și cum că el va face. Nu, n-a zis că el. Că își va vedea țara, își va vedea țara așa ca înainte. Aha. Că țara acum este un iad. Nu? Dacă este, a zis el un termen, da, că nu-mi vine mie acum, a zis el, zice, nici măcar, a zis el ceva, zice, nu mă cer la... Totuși a scris asta? Eu am scris-o în... În carte? În carte, oare am scris-o, nu cred. Nu cred că am scris-o, că mi-a fost frică. Mi-a fost frică, nu cred că am scris-o. Păcat, că astea sunt lucruri care trebuie reținute. Da. Aș vrea parcă să vă aduceți aminte. Vă dați seama dacă rușa, unul din ai noștri se duce, da, și mă spune rușa de treaba asta, sigur, eu cred că mă taie de vie. Și mai ales la vremea aceea. Nu. Că dacă el atunci avea... Nu că la vremea aceea încă nu era nimic. Măicuță, el a avut 12 ani. Așa. În 1918. Să zicem 18. Deci el este născut în 1906. Acum el ar avea 80 de ani. Ei, vedeți, e cam mult. E cam mult. E cam bătrân. Deci... Poate trăi până la 90 de ani. Poate trăi dacă trăiește 100 de ani și Rusia în acești ani se convertește și se liberează, dar el vede. Ne culcăm și a doua zi se poate întâmpla o minune pe care, sigur, la care nu te aștepți, nu știu, te gândești. Sigur, însă vreau să spun că rândul, da, trecută, ieri alaltă, el îmi spusese cum că el însuși poate că va fi încoronat sau în sfârșit, nu, că Rusia va deveni un imperiu din nou ca înainte. Nu. Că va veni pravoslavnică. Că va fi pravoslavnică ca înainte. Pravoslavnică ca înainte, dar nu, nici vorbă, el nu știe ce la imperiu. Nu. Deci convertirea Rusiei. Convertirea, adică Rusiei la ceea ce a fost înainte de comunism. Extraordinar. Da. Este exact la fel ca mesajul de Fatima. Pravoslavnică. Asta.
Grații, Seigneure, grații, Seigneure, grații, Seigneure. O jumătate de oră. Grații, Seigneure, cred că în biserica noastră, la Sfântul Pius, a 10. Când între timp am avut senzația că s-a luminat fața și că ochii sunt vii și că a început să zic, s-a împlinit tot și mi-ai zis, ce mi-ai spus tu, că nu vei vorbi numai românilor și vei vorbi și la alte neamuri. Și la alte neamuri de alte religii. Dar asta cine v-a spus? Petrache? Nu. Nu Petrache, nu, în prima vedenie. Ah, în prima vedenie, exact. Da. Și cum cântați? Mai cântați încă o dată. Și cântam în seara asta, am cântat mult, am cântat mult. Da, asta cu inima. Și inima sfântă a lui Iisus, toată nădejdea în tine mi-am pus. Dar am ținut de nu știu câte ori. Da, da, și vă spun că așa, așa era de vesel Mântuitorul, dacă parcă așa îi se vedea aici, în partea dreaptă, partea dreaptă așa, parcă îi se vedea zâmbitul, că se ridică până la ochi, zâmbitul. Vă spun, am trăit momente fantastice, fantastice. Cine? Petrache avea o salcie? Acolo unde s-a arătat de mai multe ori, da, moșu. Așa, Dumnezeu. Sau, mă rog, Dumnezeu, moșu, sigur, că chiar dacă s-a arătat altcineva, tot e Dumnezeu să-l trimis. S-a așezat pe o salcie și când te duceai acolo, ei îți dădea sticluțe și te duceai să făceai rugăciuni și așteptai și scurgea salcie, din salcie curgea apă. Dintr-o salcie uscată. Dintr-o creangă, așa, aproape câteva frunze avea pe aici, pe acolo. Și, într-adevăr, așa era? Mi s-a umplut sticla. Domnul colonel i s-a făcut 3 sferturi. Da. Și de sorălică, e, vezi, te duci la mănăstire, că ți-a binecuvântat haina. Petrache lui Pozu și s-a binecuvântat haina, ai văzut, te duci la mănăstire și când am pus-o, țuruia. Mi s-a umplut sticla mai puțin de 5 minute. Asta vi s-a părut atunci ca un semn? Da, că sunt chemată pentru așa ceva. Da, da, că sunt chemată pentru monahism. Atunci s-o fi întâmplat și mulți cărora nu ni s-a umplut nimic. La viață Pântii Climente nu s-a pus nici din deget. Climente, cine era? Starețul de la starețul de la mănăstirea Sihastro, de lângă Tecuci. Și de ce? Adică nu credea? Păi nici n-a crezut, că nu v-a spus că a zis, dacă ăsta e sfânt, eu-s papă. Păi da, da, da. Și mai cea... Dar ăla care se povedea acolo, cum se spun, confesorul de la Maglavit, nici el nu credea. Nu credea, că ca dovadă că mi-a zis, ce ți-ai bătut, ce ai venit tu un copil cu ăștia aici, ai venit să vezi? Cam nu să-l văd pe Petrache, lucruri să-mi spui și mie despre mine. Ce să spui? Tu nu crezi că e sfânt? Tu crezi că ăsta e sfânt? Nu, doamne. Dar ați auzit, afară de ăla care l-ați văzut dumneavoastră, au mai fost și alte minuni făcute de Petrache? Dacă n-am stat decât o singură zi. Nu, dar era alții, ce mai spun? Da, mulți, foarte mulți. Mulți duceau, de exemplu, epileptici. Foarte mulți se vindecau epileptici. Se vindecau. Ah, stai că chiar ceva e foarte important, nu v-am spus. Da. După ce s-a terminat toată slujba, adică după ce ne-am dus noi, am luat apă de la salcii, el zice să s-adune toată lumea, avea un fel de părpeleac, așa, unde se ridica el și ținea predică. Și s-a urcat acolo să ții predică. Era în momentul era când multă a deschis gura, mii de oameni. Deci erați și dumneavoastră acolo cu mii de oameni. Da, dar eu stăteam lângă el, că el tot timpul mă ținea aproape. Simțea el ceva aproape, că trebuia să-mi dea mie încredere în lucrarea lui Dumnezeu, în chemarea mea, știu, nu știu, dar mă ținea foarte aproape. Nu, se pierduse de mine și domnul colonel și Marta și tot se pierduse de mine. Dar știa că sunt în preajma lui și nu aveau teamă. Ei, și stăteam și mă uitam la el ca la o icoană, vă dați seama. Și deodată văd, în jurul lui pornește de la picioare și în jurul lui o lumină, cred că avea mai mult de jumătate de metru, lățime. Era tot încărcat în lumină. Dar era ca un cerc, așa, care înconjura? Ca un cerc care înconjura și spre picioare se îngusta.
Aha, deci era ca un... așa, pornea de, la, de jos în gust. Ca un oval, oval. În gust, se o lățea, se lățea în sus spre cap, se lățea... Ca aureolă. Ca aureolă până la picioare. Dar aureola asta atingea, îl atingea sau era... Eu îl vedeam în lumină, asta. Cum l-atingea, îl vedeam în lumină. Nu, eu gândeam că este un simplu cerc de lumină în jur, care nu l-atingea. Nu. Părea așa cum ar fi... Că ieșea lumina din el. Când, ca și când iese din el. Nu știu, nu vă spun, nu știu. Înțeleg. Nu, așa, domnule, ca și cât omul ăsta a emanat din el lumină. Da. Dar pornea, cum spun, de jos la picioare în gust și se lăța în sus la, spre cap. Și chiar și capul era așa în lumină. Tot în lumină. Și lumea vedea asta? Deci și eu am întrebat cineva, dar eu mai eram om? Dar eu simțeam că mai am corp? Nu! Și ziceam, dă-mi, Doamne, și mie de lumina lui! Dă-mi, Doamne, și lui de lumina lui! Mă rugam pentru mine. Nici nu știam cine e în jurul meu, nici nu știam că mai exist. Nici nu știam că mai există. Și am spus, la multă lume eu am spus treaba asta, zic, nu înțeleg cum omul ăsta, când a pus pasul să coboare pe modesta lui scară, a început să intre în el, nici nu știu cum a dispărut lumina. Nu știu cum a dispărut lumina din jurul lui. Dar când s-a urcat pe podeaua aia, pe unde ținea el predică sus, imediat s-a făcut în jurul lui lumina asta, lată așa în jurul lui. Nu așa ca un fir. Da, am văzut și la Patriarhie, în Biserica Sfânta Înviere, la a doua înviere. Unde asta? La Ierusalim. Cu cine? Când sluja patriarhul cu mulți mitropoliți și episcopi. Și am văzut, unii aveau numai cât un fir de ață în jurul lor. Unii aveau cât un deget, de la cât un centimetru, alții aveau cât 2 centimetri, alții aveau... Mitropoliții ăștia, toți ăștia? Da, episcopii. Ați văzut aureola lor? La toți am văzut, dar diferite. Și la patriarh am văzut. Dar este adevărat că se aprinde lumina asta dintr-o dată, așa, sau e... Vai de mine și de mine, nu s-a aprinde dintr-o dată. Vin așa fugeri. N-ați văzut, așa că n-ați fost de Paște. Dacă eu am luat-o de fugă printre bănci, n-am mai ținut seama că sunt regi, erau 4 regi acolo. Că sunt regi, că sunt invitații, miliardare aia care... Și văd aia și ăia văd toată treaba asta. Eu nu știu că doar eu nu știam să vorbesc cu ei. Dar cei care era cu mine, diaconul de la episcopie, când i-am spus, Panaite, ninge peste patriarh. Deci că mi-i lac cămașa în spate și dumneavoastră spuneți că ninge peste patriarh. Și am făcut. N-a trecut un minut, e mult. Și imediat se vede mitra patriarhului, când se dispare zăpada după el. Că l-a acoperit tot l-a acoperit. Uh-huh. Dispare zăpada după el și când a dispărut zăpada, s-a și deschis, ușile. A luat pecetea care, ușa de la Sfântul Mormânt exterioară, o pecete mare din ceară. Da. Și de-o parte o ține de o pamlică, trapelul grec și de-o parte armean, cât un preot. Da. Și imediat a dat pecetea de-o parte și a intrat. Nu cred că a durat un minut. Și așa început, un fulger argintiu deasupra capelii Sfântului Mormânt. Mm-hmm. Al doilea, zic, Panaite, uite-te, Panaite, deasupra Sfântului Mormânt. Și deasupra. 3-4. Și atunci eu n-am mai, zic, că n-am zis, la al cincilea, atât am țăpat, că la al cincilea fulger care a fost de umblios el, s-a dus că la galerii sus acolo stau copiii. Care strigă într-una, a noastră e Sfânta Lumină, a noastră e Sfânta Lumină. Și s-a dus și l-a acoperit pe un copil. Și am crezut că a luat copilul foc. Asta am țăpat că nici nu știu de unde a ieșit din mine atâta voce. Și lumea? Ce lumea? Era miliarde de lume. Și eu aveam în mână 33 de lumânări în mâna dreapta pentru toți din țara mea vii. Și am văzut 33 din țara mea pentru cei adormiți. Da. Și... degetul ăsta mic țineam sandalele, când m-am urcat, dacă eram mică, nu mai vedeam că au venit invitații patriarhului, că eram acolo, mai la
Dar noi ne-am oprit mai la urmă, că eram, zic, mai, noi suntem țărani de România, mm. Zăproști. Stai mai zic, zic, nu vezi ce zic, ce vinea niște cucoane cu niște coafuri, da. Năzdrăvane. Și când, zic, stăm la perete aici și nu ne dă de, stăm lângă peretele da. Bisericii da. Sfânta Învierii. Da. Și ce credeți? Când am țăpat de copil, imediat a venit, într-o fracțiune de secundă, a venit lumina și a prins toate lumea, toate candelele de la, din fața Sfintelor da. Și a Sfântului Mormânt. Iar copilul a rămas cu buchetul de lumânare aprins în mână. Ăla sigur ajunge episcop. S-a dat cu nuși patriar. Sigur, așa cred eu. Asta e părerea mea. Și, dar numai dumneavoastră ați văzut asta? Aveți răbdare. Și eu n-am mai spus nimic la nimeni, pentru că nu avea rost, dar nici n-aveam timp să spun. Și numărând, 7, 8, 9, 10, 11, și când am zis 11, am auzit așa un triumf, parcă vinea miliarde de persoane cu un triumf. Nu se poate spune limba românească, omenească, nu se poate spune, eu cel puțin nu pot spune. Și așa un triumf, că am zis că e Mântuitor, vine Mântuitor, acum zic gata, acu-i venirea. Și am început strig, Mântuitorule! Mântuitorule, cât puteam. Și am luat-o de fugă. De pe banca, de la urmă, m-am trezit la cinci la bancă. Cum am mers, nu știu. Și când am ajuns acolo, strigam cât puteam și deodată am văzut că s-a terminat la cu al 12-lea, s-a terminat și triumful ăla și fulgerile. 12 fulgeri am văzut. Nu spun nimic la nimeni. Stăteam așa. Nu mai aveam în mână nici un buchet de lumânări, nici sandale, nici nimic. Păi cum le pierduse? Mă uit în urmă, căzut din mână. De emoții mi-a căzut din mână. De emoții. Aha. Mă uit în urmă, mă uit în față, râdeau diaconii Palatului Grec, a Patriarhului Grec, râdeau cum eu strigam cât puteam, Mântuitorule, zicea că vine Mântuitorul cu putere, cerește. Și Maria Bucătăreasa, care e româncă, în fine, mă uit în urmă, râdeau și cei din cameră, o cunoașteți pe Maria. Ei, dacă și eu o cunosc. Dar n-a fost așa frumușică, da. Așa. Ei, și cu ea am fost tot timpul cât am stat, a dat-o Patriarhul ca ghid. Dar a văzut, de beate, cu îndatorită mie, a văzut mai multe, pentru că de câte ori s-a dus, sunt în mormânt, Maica Domnului și nimic mai mult, dar eu am zis, numai, să vedem toată țara. Numai la Sfântul Sava nu m-am dus, că am zis numai ca să mă duc să-l poarta, n-are rost. Așa, spuneți, povestiți cum a văzut și ceilalți lumini. Și întreb pe Panaite, zic, ce-ai văzut, Panaite? Și Nana, unde vă sunt sandalele? Zic, nu m-a interesat, spune ce-ai văzut. Ți-am văzut, Nana, 7 fulgeri argintii. Genoveva, ce-ai văzut? Și am văzut niște nori învăluindu-se de lumină. Tu, Antuza, ce-ai văzut? Și am văzut 5 fulgeri care, uite așa făceau. Atunci eu m-am verificat pe mine. Da. Zic, să, poate da. Eu, exaltarea da. Mea, mi s-a părut. Ei, zic, știți voi că eu am văzut 12. Zic, lasă că mai întrebăm, zic, nu spune la nimeni. Mi-a mai spus o maică de la Mănăstirea Ciorogârla că a văzut tot 12 fulgeri. Zic, maică, ce-i văzut, maică? A venit Sfânta Lumină, ai văzut? Și eu am numărat 12 fulgeri. O fi adevărat că nu o fi, dar am văzut 12 fulgeri. Zic, și eu am văzut la fel. E. Da. Așa, când a ieșit Patriarhul? Când a ieșit Patriarhul cu lumânările aprins da? Și a strigat, veniți și luați lumină, înainte de a da lumina, întâi o dă prin barbă lumânările. Aha, aha. O dă prin barbă. Dacă ar fi foc material, i-ar lua barba foc. Nu? Și de ce niciodată nu se întâmplă accidente? Păi acolo sunt miliarde de lumânări. Da. Și ea, nu toți ia lumină de, da, lumână, da. De la Patriarh, nu? Decât cei care sunt da. Invitați în lumea, da. Apropiați. Ei, și vă dați seama că unul de la altul lumină și niciodată nu s-a întâmplat accident, să ia foc, să ia putare. Da. Doamne ferește! Și eu când am stăteam de acum, nu mai mă interesa nici de lumânări, nici de sandale, nici de nimic, stăteam și seam, ori am trup, ori n-am trup, și am început să fac așa de mâini, să văd dacă mă sunt. Și făcând așa, eu o cofană, uite așa, îi făceam la o cofană pe cap. I-am stricat coafura, cu mâna dreapta i-am stricat coafura unii cucoane, cu mâna stângă, i-am jumuleam pe
un străin. Și asta, pentru că am strigat cu afară, îmi trăgea pumnul, cu pumnul în dreapta, aici am șele, trăgea, da. Dai de zic, hii, ce bine, îmi pare că mă doare, înseamnă că nu m-am descompus. Da. Și când mă uit eu, ea, crămări, 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 era o grecoaică. Da. Dar zic, bine, ia Sfinte Lumini. Da, de acolo, pe grecești. Și mă întorc la slav și spun la ăsta, bine, ia Sfinte Lumini, dar el cu o engleză superbă. Și cu adevărat, beția Sfinte Lumini, dar soția lui mă ținea în braț. Da, și băiatul râdea, avea băiat de 15 ani, așa să... Deci ne întoarcem la Petrache Lupu. Da. Ce a vorbit Petrache Lupu când a fost învăluit în lumină? Din cât mi-aduc aminte, el numai atâta spunea. Fraților, pocăiți-vă! Pocăiți-vă că dacă nu vă pocăiți, o să fie rău de toată țara noastră și de voi toți. Moșul ne-a spus... că să vă duceți la biserică, să fiți mai buni, să nu fiți răi, să nu fiți dușmănoși, să nu furați și să lucruri de astea. Da. Și zice, dacă nu ascultați de ce mi-a spus mie moșul, să știți că focul și nenorocirea va veni pe voi. Deci, exact ce mi-a spus mie în prima vedenie, că dacă nu lumea noi nu ne vom întoarce să ne pocăim, să plângem pentru păcatele noastre, să iubim biserica, va veni mari nenorociți pentru țara noastră. Nu a spus Petrache că va fi împărțită țara, dar mi a spus că va fi, dar caută patru neamuri să vă împărțească țara voastră. A venit părintele. Noastră v-a spus că țara noastră ar putea fi împărțită, că patru neamuri vor să ne împartă. Patru neamuri, dar asta este scris în carte. Este scris în carte. Însă Petrache Lupu, bine, chiar dacă n-a spus așa, poate o fi spus, da, alții, spus, poate n-a spus. Da, a spus, n-a spus că poate... Rusia va trece peste noi. Da, i-a spus, mie mi-a spus mareșalul, nu mareșalul, i-a spus mareșalului Antonescu. Deci războiul îți vei pierde. Rușii va veni peste noi și mai departe. Dar mă gândesc, mareșalul o fi crezut? N-a crezut, nu cred că a crezut, era prea credea orbești în biruință. Ca și Hitler, de fapt. Da, credea orbești în biruință. Așa mi-a spus domnul Lugulescu. De fapt, nu avea de ales. Eu n-am stat de vorbă ce putea să aleagă. Ce putea să facă? Să renunțe la război? Să întoarcă armele? Păi, n-avea. Îl punea prima linie. Sigur. Cât era el de mareșal așa? Da. Sigur, sigur. Ce durere nespusă. Deci, Maicuța, aici continuăm de pe caseta cealaltă. Conversația în legătură cu potirul, când a ieșit frăția ta de la patriarh și te-ai dus nu acasă. Nu de la patriarh. De la preepiscopul Roman. Așa. Eu, ca să-i spun, Natalie, am ordin de la preasfințitul Roman, stii pe versia, să-ți dau canon. Eu nu zădeam dacă preasfințitul nu spunea. Da, așa că ia-ți bagajul, cum avea, decât că eu dormea la mine, eu cameră măblat, tot. Zic, ia-ți ce al tău de îmbrăcăminte și te duci, fata, unde crezi. Ea zice, am eu niște bătrâni acolo aproape de servici și zice, trebuie să-mi fac pedeapsa, că o merit. Și a luat bagajul. Dar nu i-ai povestit cum că te-ai fi putut băga în pușcărie? I-a spus tot și mi-a spus preasfințitul, că numai așa, ea așa da seama ce greșeală gravă și enorm a făcut. Că mi-a spus preasfințitul, cum îți lași arhiva și actele descuiate așa? Și am spus preasfințitul, dar eu omul de lângă mine nu mă feresc de el. Și a luat și a plecat. Întâi a zis că își duce bagajul la bătrânești și pe urmă se duce la casa ei la vacă. A doua zi, eu mi-am făcut pravela mea și după aia, acum aduc, era Sfântul Haralambie. A doua zi. În februarie era. Era Sfântul Haralambie. Da. Mă duc și zic să mă spăl, mă îmbrac și mă duc la mitropolie. Sună telefonul. Mă duc să văd cine. Zice, casa micuții Veronica, în Gurău. Și da, dar cine întreabă? Că pe mine nu îmi spune nimeni la telefon, Măcuța Veronica. Da. Foarte rar persoane, spune mama. Da. Și da, cine întreabă? Și cineva din partea mănăstirii Cernica. Zic, ce doriți? Și vreau să știu la ce oră ne primiți la dumneavoastră. Zic, din clipa asta până de seară la ora 20, care oră vă convine? Mm-hmm. Am renunțat și la biserică și la tot. Zic, să văd. Și zic, nu zic că îi dau o oră fixă și...
pot pregătesc niscai gheogar, niscai nu știu cine să le facă, să îi bată, să... Da. Care ură mă convine? Părinte, cred că era în capul străzii. Că numai doar am intrat și m-am schimbat, zic să nu cumva să vii repede, m-am schimbat, mi-am pus pe mine ceva curat, că eram ca de la treabă, și sună la ușă. Mă duc, un bătrân, un moșneac. Bine o schimb. Un bătrân, dar bine. Sărut mâna. Bună ziua. Și mi-am zis, sunteți Mărița Veronica? Zic, da, eu sunt. Singur. Zic, eu sunt. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt trimis de Părintele Stare. Sunt contabilul mănăstirii Cernica. Poftiți într-o. După ce l-am băgat într-o, l-am dus în bibliotecă. Zic, luați loc, fătălea. Zic că, da, cum? Mănăstirea Cernica, zic, nu are preoți licențiați ca să facă serviciu de contabil? Dă-te ceva cu spui dumneavoastră. Și o viață întreagă am fost la Banca Națională, contabil, da. Șef, și știu toate intrările și ieșirile și nu știu ce și nu știu da. Cum. Și zice, m-a îngrijat pe mine. Da, da. Zic, știți ceva? Zic, spuneți repede ce aveți spus. Zice, bine frate, e posibil să sculați patriarhia în capul lui Părintele Stareț? Dar eu zic, dar lui Părintele Stareț îi convine să mă tarbă pe mine de 30 de zile în apă? În oală fără apă? Care a fost motivul de mi-a luat copia ca să nu mai am nimic în legătură cu pătirul? Spune-mi ce ați adus și pentru ce ați venit. Și poftiți, un plic. Eu plicul mare, da. Îl deschid, nu era lipit. Văd acolo, pe la Banca Națională, greutatea potirului. Prețul potirului. Trecerea în inventar la obiectele de preț ale mănăstirii. Scrisoare din partea mănăstirii de mulțumire și actul care mi l-a furat. Da. Care mi l-a furat. Da. Deci 5. Le număr. După ce le-am băgat în plic, zic, știi ce să-i spuneți la Părintele Stareț? Că nu numai că nu-i preot, dar nu-i nici om, nu-i nici domn. Profită să violeze un apartament când nu-i stăpânul apartamentului acasă și profită de o fată naivă spuindu-i nepotului ei că nu îl mai primește în mănăstire, zic, apoi să-i spuneți că un ban nu face înaintea mea. Nu, că n-a avut timp, că nu știu ce. Ce n-a avut timp? N-a avut timp că te vă pune pe dumneavoastră, zic, în loc și toți părinții aia care-s cu școală, zic, că-i ține pe la chilii. Cum n-a avut timp? Și am făcut-o moralul ăsta și zice, da, aș vrea să știu, de unde aveți atâta energie în dumneavoastră și că m-ați gătuit cu vorbele. Zic, aș fi vrut să-l gătuiesc pe Părintele Stareț, nu pe simția voastră, nu pe dumneavoastră. Zic, dar nu-i nimica. Și l-a gătuit patriarhul, că ce i-a făcut ieri, că și ieri am făcut toate astea, zice, am venit la bancă în goana mare cu mașina și ieri am făcut și uite acum am venit la dumneavoastră, că nu cumva zice, că a zis că îl caterisește, îl dă afară din monahism, îl exclude, îl... Da, mă rog, da, da, da. Zic, bine a făcut. I-am luat actele, le-am pus acolo toate actele.